TJ Miles este unul dintre concurenții rămași în cursa pentru Marele Premiu la Survivor All Stars, iar fanii au trăit alături de el fiecare moment greu din competiție. În același context, se pare că bat clopote de nuntă la Survivor, fanii show-ului văzându-l în mod inedit pe TJ Miles, că a cerut-o în căsătorie pe Francisca. În ultimul episod difuzat de Pro TV, fanii au asistat la un moment de tensiune în lupta pentru recompensa care consta în întâlnirea cu persoanele dragi după o lungă perioadă de timp. Inclusiv cei care au pierdut aseară au avut parte de câte 3 minute alături de cei dragi. Marii câștigători au fost Zani și TJ Miles de la Faimoși și Iancu Sterp din echipa Războinicilor. Seara a fost plină de emoție pentru toată lumea, atât pentru câștigători, cât și pentru cei care aveau să piardă lupta pentru recompensă. Aflați printre marii câștigători, TJ Miles și Zani s-au bucurat mai mult de surpriza pregătită de producătorii show-ului, dar cel mai emoționant moment al seriei a aparținut lui TJ Miles și putem spune că deja bat clopote de nuntă la Survivor All Stars. Marea surpriză a seriei a fost vizita iubitei sale Francisca, dar nimeni nu se aștepta la modul inedit în care TJ Miles a cerut-o în căsătorie pe aceasta în fața camerelor de luat vederi, oferindu-i un sac de orez în schimbul inelului de logodnă.